Nu uitați să vă abonați la acest canal și la canalele din descriere. Hercai, episodul 31. Hazar i-a dat lui Miran scrisoarea lui Dilsa și se întoarce acasă bucuros, crezând că l-a convins să renunțe la răzbunare. Miran petrece un timp singur, devastat și confuz, neputând să accepte faptul că bunica lui i-a ascuns că mama lui a vrut să fugă și întrebându-se dacă este ceva adevărat în povestea pe care i-a spus-o despre părinții lui. Când o confruntă, Azize este luată pe nepregătite și se preface șocată și necăjită că nora ei a vrut să fugă cu un străin în loc să îi ceară ei ajutorul și pe altă parte îi zice că este posibil să fie altă minciună de-a lui Hazar. Sultan nu vrea ca Miran să renunțe încă la răzbunare și îi spune că este adevărat că tatăl lui era violent și Dilsah i-a cerut lui Hazar să o ajute, dar minte că Hazar era doar o cunoștință oarecare pentru ea și că după ce i-a cerut ajutorul a înțeles că el are alte intenții și s-a răzgândit, dar Hazar nu a lăsat-o în pace. Astfel Miran continuă să creadă că Hazar i-a ucis părinții. Azize bănuiește că Hanife a trădat-o și o cheamă la locul lor secret să discute. Miran chiar atunci mergea la conacul Sadoglu cu Reian și o urmărește pe Hanife, fiindcă bănuiește că se întâlnește cu Azize. Harun o anunță pe Hanife că ei sunt afară și ascultă discuția lor și îi zice să se prefacă că rupe înțelegerea cu Azize pentru că a incendiat ferma. Reian o confruntă apoi pe Hanife și îi spune să nu se mai întoarcă niciodată la conac. Miran o confruntă și el pe Azize și îi spune că nu mai are încredere în ea pentru că atunci când a întrebat-o dacă ea a incendiat ferma, l-a mințit că nu a făcut-o. Hanife, sfătuită de Harun, îi mărturisește lui Nasuh că a lucrat pentru Azize pentru că a avut nevoie de bani, dar îi spune că Azize i-a cerut doar să o informeze dacă îi vor face rău lui Miran sau cum este tratată Elif în casa lor. Nasuh îi permite să rămână la conac cu condiția să îi transmită lui Azize ce vrea el. Hanife îi face pe amândoi să creadă că lucrează pentru ei, dar de fapt ea colaborează cu Harun, iar în spatele lor este un alt membru al familiei Aslanbei. Sukran se întâlnește cu Hazar cu ajutorul lui Esma ca să îi povestească tot ce s-a întâmplat în trecut. Miran, anunțat de Azize, merge după ei, dar la insistențele bunicii lui stă și ascultă și el versiunea lui Hazar. Hazar le spune că el și Dilsah au fost logodiți și că în timp ce el era în armată, ea s-a căsătorit cu Mehmet. Sukran nu știa că au fost logodiți, dar îi confirmă lui Miran că fiica ei a fost căsătorită cu forța cu Mehmet. Hazar mai povestește îndurerat că ultima dată când a văzut-o pe Dilsah, el a vrut doar să își ia rămas bun și să îi spună că a aranjat ca ea să fugă următoarea zi cu niște prieteni de-ai lui de încredere. Nu a vrut să plece împreună cu ea ca să nu se spună despre ea că și-a părăsit soțul și a fugit cu el. Dilsah a început să-i spună ceva, dar chiar atunci i-a găsit Mehmet. Hazar a fost împușcat și nu știe ce s-a întâmplat cu ei. Miran nu crede nimic din ce povestește Hazar. Mai mult, deși a citit scrisoarea, deși chiar și Azize a recunoscut că tatăl lui a fost violent, iar Sukran i-a zis că Dilsah a fost căsătorită cu forța, el încă vrea să creadă că părinții lui s-au iubit și că Hazar i-a ucis. Văzând că în ciuda atâtor dovezi și martori, Miran se încăpățânează să nu accepte adevărul, Reian se dă bătută. Frustrată și supărată, îi spune că ea a făcut tot posibilul să îl ajute, dar nu mai are ce să facă pentru el și îl părăsește. După aceea Miran merge distrus la cabană. Firat tocmai a aflat de la Esma că Dilsah și Hazar s-au iubit. Deși l-a convins să nu-i zică lui Miran, totuși merge după el la cabană și îi spune să nu o mai creadă pe Azize și să renunțe la răzbunare, că le-a făcut rău tuturor din familie, nu doar lui Reian. Îi zice să-și revină odată și să accepte adevărul, iar confruntarea lor se sfârșește cu o bătaie. La urmă îi spune că nu-l mai ajută să se răzbune. Între timp, Nasuh plănuiește să se răzbune pe Azize după ce a aflat că ea a incendiat ferma. Din nou vrea să o lovească în punctul slab, care este Elif, fiindcă a aflat de la Hanife că Azize stă liniștită după ce s-a convins că Azat nu îi va face rău. Acum o pune pe Hanife să o sune și să îi spună că el vrea ca căsnicia lor să fie reală și să îi facă un nepot. În aceeași zi la conacul Sadoglu încep pregătirile pentru petrecerea de nuntă. Gonul are planul ei pentru a scăpa de asuprirea lui Azize. În ultimele episoade, a încercat de multe ori să-l convingă pe Firat să transfere averea familiei pe numele ei. Miran merge la Reian și o imploră să se întoarcă la el. Reian îi spune că ea îl iubește foarte mult, dar în situația lor dragostea nu este de ajuns. Îi spune că dacă îi va demonstra că încearcă să creadă adevărul, lăsând dușmănia la o parte și participând la nuntă alături de ea, atunci se va întoarce la el.
În acea seară este petrecerea de nuntă la hotelul deținut de familiile Sadoglu și Aslanbei. Cu excepția lui Azize și a lui Miran, toți membrii familiei Aslanbei participă la nuntă. Gonul vorbește de o parte cu Azat și îl roagă să divorțeze dacă nu o iubește pe Elif, înainte de a o răni mai mult. Azat ține mult la Elif și nu vrea să o rănească despărțindu-se de ea, fiindcă știe că îl iubește, dar și pentru că nu vrea să fie nevoită să se întoarcă în casa lui Azize. Azize o sună pe Handan și îi spune că dacă o va aduce pe Elif, renunță la răzbunare, dar dacă nu, va merge după ea cu oamenii ei și îl va ucide pe Azat. În următoarea scenă, Elif pleacă de la nuntă și intră în mașina lui Azize, care o așteaptă afară. Miran se întâlnește cu Hazar pe acoperiș și îi propune să cerceteze împreună ce s-a întâmplat în trecut și să afle ce li s-a ascuns, cu condiția ca nimeni să nu știe de colaborarea lor. Nu uitați să apăsați pe abonează-te pentru mai mult deliciu turcesc. Vă mulțumim pentru vizionare!